Episcopia Caransebeșului a organizat în perioada 21-23 august, prin intermediul Centrului de Incluziune Socială, tabăra de vară Credință și Artă pentru Toți. Desfășurată la Mănăstirea Almâș Putna din județul Caraș-Severin, tabăra a reunit 20 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani. Am adunat la această tabără copii din toată eparhia, de la nivelul protopopiatelor Oravița, Reșița, dar și Băile Herculane. Avem copii proveniți din familii cu posibilități reduse, familii monoparentale, copii cu părinți plecați în străinătate și chiar copii cu probleme de comportament, cu un grad redus de adaptabilitate în mediul școlar, precum și copii în plasament. Activitățile în care au fost antrenați copiii au fost diverse. Micii creștini au participat zilnic la rugăciunile de dimineață și de seară, dar și la paraclisul Maicii Domnului. Tabăra se desfășoară în interiorul bisericii, vorbim de credință, iar la artă, când vorbim despre artă, ne referim la sculptura în lemn și, de asemenea, o activitate inedită pentru copii, dar și pentru noi ca și organizatori, aceea de confecționare de icoane din semințe. E vorba de semințe de diverse feluri, de la piper, susan, soia. I-am învățat să mânuiască dalta, i-am învățat lemnul, le-am spus lucruri despre sculptura românească. Copiii toți au fost cu zâmbetul pe față, toți au fost doritori să se exprime ideea în sculptură, să-și exprime prin lucrările lor mici elementele esențiale, cum a fost peștele, cum a fost crucea, cum e porumbelul, chipul Mântuitorului, de unde s-a văzut că există acea semânță de credință la toți copiii. Pe parcursul celor 3 zile, copiii s-au jucat, au cântat, au participat la discuții libere cu părinții mănăstirii, dar și la tradiționalul foc de tabără. Sunt foarte încântată că am participat la această tabără. Cu ajutorul unor oameni minunați, chiar am învățat lucruri care ne vor folosi cu siguranță în viață. Vreau să-i mulțumesc părintelui meu, duhovnic Geru Moldovan, că mă călăuzește pe drumul cel bun către Dumnezeu. Ne-am simțit foarte bine în această excursie, am vrea să mai revenim aici. Ne-am împrietenit cu copiii de aici, a fost totul foarte frumos. Am încercat să le insuflăm copiilor o credință lucrătoare prin iubire, să fie buni români, buni creștini, apărători ai neamului și ai credinței ortodoxe române. Ne bucurăm că mănăstirea noastră a putut găzdui această tabără de vară, oferindu-le spațiu și confortul pentru desfășurarea efortului creativ acestor copilași. Pentru acești copii a fost, cred eu, o experiență inedită. Toate sculpturile și icoanele realizate de copii au fost expuse la finalul taberei în cadrul ceremoniei de încheiere. Cu toții au primit diplome de participare și daruri constând în cărți de rugăciune, iconițe și compact discuri cu muzică bisericească.